Nu știu de ce adeseori cred că e mai bine să fac ceea ce doresc și nu te întreb pe tine. Mi se pare că e bine ceea ce aleg, dar mai pe urmă îmi dau seama cât de mult greșesc. Multe căi adeseori pare mi se bune, dar pe urmă îmi dau seama ce mult m-au îndepărtat de tine. Câteodată tu dorești să stau pe loc și să te ascult, dar eu nu iau seama și fac ce nu ți-e plăcut. Ca și Saul mi se întâmplă ca să mă comport, dar tu, Doamne, nu dorești nici jertfă și nici ardere de tot. Fapta mea cea bună nu va cumpăra vreodată, mântuirea ce tu, Tată, o dai fără de plată. Nu e sacrificiul meu ce îmi dă iertare, ci jertfa de la Golgota, ce a adus salvare. Nu mă lăsa să cred vreodată că voi putea să cumpăr iertarea ce o dai în dar celor ce te ascultă. Tu vrei ca omul să se închine în duh și în adevăr, cu o inimă sinceră și pe deplin ascultător. Dă-mi și mie acea stare să pot să am și eu neprihănirea prin credință, urmând doar planul tău.